Bună ziua și bun găsit la interviurile Pagina de Media. Sunt Petri Șorobaie și astăzi o să vorbim cu un actor. Este o mare plăcere atunci când avem actori invitați aici în platou. Este un actor pe care unii îl știți de la televizor, alții îl știți și din viața artistică off TV, ca să zic așa. Îl avem aici în studio pe Octavian Strunilă. Bine ai venit în studioul nostru. Bine v-am găsit. Mă bucur că ai zis actor, pentru că în ultima vreme, pe unde am tot fost, toată lumea a început să le încurce. Producător, cu scenarist, cu regizor. Și uite, mi-am amintit că sunt actor pentru că am jucat și eu în filmul meu o secvență. Da, bine. Și Tarantino mai joacă puțin acolo. Păi da, da. Am avut o apariție. Vine un curier la un moment dat cu niște mâncare și am zis, hai să fac eu jocul ăsta. L-am invitat. De ce l-am invitat în studio? Pentru că el își lansează primul film de lungmetraj, debut la lungmetraj, acolo unde el semnează regia, el semnează adaptarea și producție pe partea de creație. Producție pe partea de creație, filmul va fi lansat la TIFF și este practic o adaptare a unui film de Cartea Recordurilor. Și nu exagerez când spun asta, complet necunoscut este filmul lui și o să încep cu prima întrebare. Ce este acest film complet necunoscut, Octavian Strunilă? Este cum avem și citatele din Marcheș, vorba despre cele trei vieți pe care le are orice om, știi? O viață publică, una privată și una secretă. Și se pare că nu e chiar foarte bine să intrăm în viața secretă, pentru că se întâmplă niște lucruri acolo. Adică întrebarea este cât de mult intrăm în viața partenerului nostru și dacă merită să facem asta. Pentru că o să vezi că dacă veniți la filmul nostru, mai ales, uite, adolescenții își caută în telefon. Noi la o vârstă, știi, ești mai relaxat cu soția, e ok. Dar la adolescenții i-am văzut peste tot în jurul meu, să vadă ce scrie iubita lui, să vadă ce scrie iubitul, îi fură telefonul, să vadă în timp ce doarme ea amprenta și așa mai departe, știi, foarte multe glume sunt deja pe net. Ei, asta se întâmplă, o petrecere, niște prieteni care se cunosc din copilărie și la un moment dat cineva zice, hai să jucăm un joc, ce? Scoatem telefoanele pe masă și tot ce primim în seara asta, apeluri, mail-uri, WhatsApp, citim cu voce tare și vorbim pe speaker și de aici haosul. E, dar cum te-ai gândit să faci exact filmul acesta care e de Cartea Recordurilor? E doar marketing sau e mai mult decât atât? Păi, cum de s-au gândit toți să-l facă, știi, te întreb? Adică, cum de s-au gândit atâtea țări să-l facă? 19 țări în 2018. De atunci au mai luat câteva țări drepturile pentru filmul ăsta, printre care și noi, cred că suntem peste 20 și ceva de țări. M-am gândit să facem un festival numai al acestui film, știi? Și l-am luat pentru că e o temă general valabilă, adică e valabilă peste tot în lume, știi? Adică, cu toții avem device-ul ăsta foarte la îndemână. Avem telefon, nu avem poate cheile de la mașină, poate nu avem cheile la casă, poate nu avem portofelul la noi, dar telefonul sigur îl avem. Și în jurul acestui device începe să se învârte toată viața noastră. Înainte de a spune următoarea întrebare, o să spun ceva ce uit aproape de fiecare dată. Share către prietenii voștri, pentru că noi suntem pe online și acolo ne vedem, așa că dați share ca să ne vadă cât mai multă lume și revin la filmul tău. E un film făcut în pandemie. E un film făcut în pandemie, un film care s-a născut practic din nevoia mea de a face ceva, pentru că n-aveam voie să fac teatru, pentru că stăteam deja închis în casă de câteva luni de zile. Eu am învățat să mă duc prin turnee, să joc, am zis ce fac eu? Și am găsit acest film care se preta foarte bine la a fi filmat în pandemie, adică 7 oameni la o masă într-o casă. Și de aici, prima dată mi s-a părut foarte ușor, dar s-a dovedit a fi foarte greu, pentru că să aduni 7 oameni în atâtea zile consecutive și să conștientizezi că de fapt fiecare are rol principal în filmul ăsta, pentru că ei stau la masă de la începutul filmului până la sfârșitul filmului și joacă toți. Nu e acel standard de film, eroul pleacă la drum și îi se întâmplă ceva, el este rolul principal și în jurul lui apar tot felul de personaje. Nu, ăștia de la cap la coadă, ei sunt tot personaje principale, toți. Și a fost foarte greu să-i adun pe toți, să le fac program tuturor actorilor care mai aveau diferite alte proiecte, mai lucrau și în televiziune. Și am reușit și cu testele. Apropo asta, cu testele a fost cel mai... Exact, da. Da. Păi în fiecare noapte mă culcam cu gândul că a doua zi cineva poate să facă COVID. Iar asta, nu știu dacă
conștientizează oamenii sau cei care lucrează în televiziune, conștientizează ce se întâmplă în film. Imaginează-ți un platou pe care noi am plătit 10.000 de euro. Imaginează-ți un platou umplut cu lumină închiriată, care a costat și ea la rândul ei o grămadă de bani, echipamente montate toate, ca să putem să filmăm 12 zile în continuu. Și un actor, dacă se îmbolnăvește, trebuie să oprești totul, pentru că e acord. El apare în ziua de ieri, trebuie să apară și în ziua de mâine și în ziua de poimine. Nu poți să schimbi actorul, care înseamnă să refilmezi tot ce e din urmă. Și am stat cu testere la ușă, o să vedeți în making of, în filmul filmului pe care îl prezintă Paul Ipate, o să vedeți cum vin actorii, stau afară, intră, fac testul, se întorc afară, mai așteaptă, mai fumează o țigară și cu emoție intră în platou, își dau masca jos și așa am stat până în ultima zi, 11 zile de filmare, pentru că a 12-a zi de filmare era în exterior, am filmat pe podul de la Bulandra din față și aia putea să fie amânată până în vară, știi, adică nu mai aveam. Și n-ai avut nicio problemă. Am avut una. Da. O problemă a fost exact înainte să începem filmările. Ultimul test, înainte de începerea filmărilor, mâine începeau filmările, era platoul gata, ora 5, probe de costum, machiaj, Alex Potocean, pe care eu îl prețuiesc foarte tare și față de care nu știu cum să trebuie să-l răsplătesc cumva, măcar sufletește și cu siguranță o să încercăm și material pentru faptul că am repetat o lună și ceva de zile cu el și pentru faptul că exact la ultimul test săracul a ieșit pozitiv COVID. Și eu de la ora 5 după masa până a doua zi dimineață, eu am găsit un actor în timpul nopții. Norocul meu că îl cunoșteam foarte bine pe Alexandru Conovaru, cu care am jucat atât de mult. L-am sunat la 11 noaptea, nu voia să-mi răspundă la telefon. Am zis, cum mă sună ăsta la ora asta? Cu toate astea mi-a răspuns și am zis, ești liber în perioada următoare? Da! Bine, hai să joci în filmul ăsta, îți trimis scenariu. Păi stai să mă gândesc. Bun, eu îți trimis scenariul, nu te mai gândești. Și asta s-a întâmplat. Peste noapte, Alex Potocean a fost schimbat cu Alexandru Conovaru. Am schimbat doar numele de familie, după cum observi. Și Alex a făcut o treabă foarte bună. Adică, având în vedere că a intrat peste noapte în film, aveam încredere în el. Practic, de asta l-am luat, pentru că îl cunoșteam și știam că poate să facă treaba asta. Tu ai văzut celelalte variante, nu? Toate celelalte 19 variante? Nu am văzut toate celelalte 19, pentru că nu aș putea să înțeleg nimic din varianta, de exemplu, coreană, fără subtitrare. Nu aș putea să înțeleg nimic din varianta din China, există varianta rusească, există acum Vietnamul, a lansat, cred că acum vreo săptămână am văzut trailerul, Vietnamul. În fiecare țară variază, adică numai, știi cum e? Ca și cum noi ar fi trebuit să facem filmul ăsta cu mici și cu bere. Nu am făcut-o atât de românește, știi? Am păstrat acea eleganță și totuși există familii de, și la noi care se întâlnesc la un pahar de vin și o cină mai... Poate la mici și la bere poate ar fi trebuit să fie personajele altfel. Ei, asta zic. Personajele ar fi trebuit să fie altfel, iar ei, din ce m-am prins eu, cei de la din Coreea n-au făcut rabat de la asta, adică s-au dus cu sunete, cu bătăi, adică aproape că se iau la bătaie acolo, ai impresia că urmează o dată să facă așa și se iau la bătaie. Din trailer m-am prins de chestia asta, am zis n-are rost să caut filmul, nu o să înțeleg nimic, dar da, sunt 19 variante și faptul că tema asta a fost luată până în Brazilia, până în Asia, în toată Europa și a plecat practic de la Paolo Genovese, de la Perfetti Sconosciuti, e dovada că tema e bună. Da, e spui, o comedie deșteaptă și întrebarea mea este, măi, mai prind lucrurile de conținut deștepte dacă vrei sau prind la... Cât mai prind, de fapt? Aici depinde despre ce vorbim, știi? Pentru că eu nu mi-am mai propus în ultima vreme să mai fac lucruri care să mă intereseze neapărat sub forma unui rating sau sub forma unui succes imediat și neapărat un mare succes la public. Eu am ținut să fac cinema, iar cinemaul este așa, cum am încercat noi să-l facem, ca drept dovadă că am fost... primiți la TIFF, adică am fost selectați pentru TIFF. Asta înseamnă că, zic eu, fără modestie de data asta, ne-a ieșit cinema. Iar cinemaul
nu implică o rețetă simplă, adică nu implică o rețetă facilă, de primă mână și cu mijloace ușoare, pentru că apoi caz în altceva, caz într-un alt gen, care este cinema de categorie B, știm bine filmele americane cu vampiri, cu tot felul de chestii exagerate. N-am vrut să cad în asta, am vrut să rămân la nivelul de film artistic, film pentru festival. Din păcate eu nu pot să merg la festivaluri în altă țară, pentru că fiind un remake, nu avem voie, este doar pentru România. Da, uite, tu spui că nu-ți pasă de rating, dar când lumea se uite ce maestrunii la, ai mă, deci tu ai jucat în alea, yeah, în filme, numai iubirea, lacrimi de iubire, inimă de țigan, toate alea, alea care erau făcute doar pentru cantitate, da, te-ai dus pe Madagascar, te-ai, da, mă, da, a, uite, da, ce face, mai fost Fort Boyard, hai să zicem că e mai altă. Și tu acum, după toate aceste exerciții de glorie cantitativă, ca să zic așa, spui, nu mă mai interesează rating. Da, așa. Îți spun de ce. Pentru că eu am constatat că noi ne maturizăm la un moment dat, bărbații puțin mai târziu, unii dintre noi puțin mai repede, iar unii niciodată, se pare. Am niște prieteni. Am trecut printr-o maturizare forțată la un moment dat în viața mea și am constatat că sunt foarte nemulțumit de, de ceea ce fac eu pe plan artistic. Adică, dar unde a fost declicul ăsta? Declicul a fost în momentul în care am filmat 7 ani la serial la ProTV, iar după 7 ani am căzut într-un gol. Un gol financiar adâncit de tot ce există odată cu golul respectiv. Adică lipsă de proiecte, lipsă de bani și lipsă de conexiuni. Problema a fost că în momentul ăla am conștientizat că eu de fapt eram agățat de ideile unui producător care spunea, da, anul ăsta joci la mine, anul viitor nu mai joci. Și am zis, ia stai puțin. Noi avem o vorbă, așteptăm să sune telefonul, actorii, acum nu mai am, acum eu sunt cel care sună, înțelegi? Adică am vrut să trec de partea cealaltă a baricade și am luat-o încet. Am făcut un master la scenaristică, făcând master la scenaristică am văzut că tot trebuia să aștept telefonul ăla. Adică eu mă duceam la producător cu scenariu, îi dădeam scenariu, el îl citea sau nu îl citea și așteptam să sune telefonul. Zic, nu, trebuie să fac mai mult de atât, trebuie să fac regie. M-am bucat și de regie. Și am început să construiesc treaba asta în paralel. Scurtmetraje, pilot pentru televiziune, am mai făcut un pilot față de ăsta pe care l-ai văzut în 2009. Da, și o să vorbim. Da. Teatru. Și am văzut că tot trebuie să aștept să sune telefonul. Și am zis, ok, mă fac producător. Da, dar poate lumea, știi cum e, lumea spunea, cine mă strunile? A, bă, ăla, lasă-mă cu, da, da, cu da, telenovelele lui. E că... greu, e greu să convingi oamenii să-i muți. În primul rând e greu să-i convingi pe cei din jurul tău. Mie mi-a luat vreo 6-7 ani să-i conving pe oamenii, asta, din jurul meu că merit să investească în mine și să bage atâția bani într-o producție ca asta. Și am avut mari emoții, am avut de-a lungul timpului surpriza să fiu cunoscut pe stradă, extrem de cunoscut pe stradă, să trec cu 80 la oră printr-un sat și cineva să strige, aaa, Steven! Am avut chestia asta. Și cu toate astea să mă duc un spectacol, când am reînceput să fac teatru, pentru că eu am terminat facultatea de teatru, actorie, am continuat cu televiziunea, pentru că eu din anul 3 jucam în televiziune, și m-am, în 7 ani de zile de stat doar în televiziune, mi-am pierdut toate conexiunile cu oamenii de teatru și am reînceput să fac teatru eu. Ei, în momentul în care eram atât de cunoscut în toată țara și lumea mă știa peste tot, la teatru nu veneau. Uite, și acum te întreb, ce e mai frustrant? Să faci o facultate de teatru în care studiezi arta la cel, da, mai înalt nivel, să joci într-o producție populară, mm-hmm, alături de actori mari, adică să, da, nu uităm, da, că au fost, erau Gheorghe Dinică, erau, da, Mari Moraru, erau nume mare acolo, dar era o producție populară, da? O, da, telenovelă. Știi, și ce e mai frustrant? Asta era întrebarea mea. Să faci o facultate de teatru, iar lumea să te cunoască pentru un rol popular, asta, mm-hmm, e mai vreo, sau să... ai dorința asta de a te cunoaște lumea ca actor de teatru. Eu, da, vreau să fiu actorul de teatru, cel să care am învățat. O să-ți răspund, în primul rând, hai să...
să nu fim ipocriți. Ne dorim să fim cunoscuți, de asta facem meseria asta. Cine spune că nu își dorește să fie cunoscut sau să se facă cunoscut întregii țări, ori minte, ori e ipocrit. Doi la mână, eu pe lângă facultate, acolo am făcut a doua școală, pentru că acolo am luat contact cu niște oameni fabuloși. Și aș putea să spun, să menționez printre ei doi oameni, Gheorghe Visu și Carmen Tănase, care erau în plină ascensiune creatoare, ca să spun așa. Dacă Gheorghe Dinică era în ultimii ani din viață, săracul a murit după proiectul respectiv, pe Carmen Tănase și pe Gheorghe Visu i-am prins fix în momentele, în punctul lor foarte. Acolo am învățat meserie mai mult decât tot ce aș fi putut să învăț în facultate, pentru că ok, era un soap opera sau o telenovelă, o chestie. Erau scene de un sirop exagerat, dar în momentul în care ajungeam la scenele noastre din casă, Gheorghe Visu și Carmen Tănase tratau lucrurile ca la teatru. Și eu am fost forțat, având mult să filmez cu ei, mult de filmat cu ei, forțat să fac lucrurile exact cum se fac. Așa cum au învățat ei de la profesorii lor ani și ani de rând. Și stând 4 ani în gașca asta, s-au lipit niște lucruri de mine extraordinare, pe care nu știu dacă aș fi avut ocazia să le învăț în teatru. Când în teatru faci un spectacol, stai o lună de zile, două, cu actorii respectivi și te rupi. Te duci în alt colectiv. Eu cu oamenii ăștia am stat 4 ani. Și nu dau decât două exemple, aceste două exemple, dar sunt mult mai mulți oameni cu care m-am întâlnit. Dan Condurache, și mult mai mult. Da, și astea acoperă cumva partea cealaltă când îi spune lumea Stevene și stai mă, dar eu sunt... Nu, asta a trecut, e ok, te ajută cumva, știi? Acum lumea nu te mai duci ca un no-name, te duci totuși ca un om care e cunoscut de undeva și lumea înțelege că acum faci altceva. Și începe să schimbe puțin macazul. A fost greu. Eu m-am simțit un impostor, de exemplu, când am fost prezentator TV. Da, că m-am simțit un impostor, multe, pentru că nu m-am simțit niciodată prezentator TV. Am considerat că meseria asta nu are nicio legătură cu actoria. Ba mai mult, actoria cred că încurcă. Pentru că tu încerci să... un actor încearcă să-și facă organice toate mișcările, toate vorbele, toate acțiunile. Ei, acolo nu-i nevoie să fie organic, pentru că citești de pe un prompter de multe ori sau ai de spus ceva ce ți se suflat în cască, și nu trebuie să fii foarte... Trebuie să pur și simplu să spui, pentru că cadrul e pe altcineva, tu ești undeva, o coloană sonoră, un voice-over... Eu încercam să fiu 100% acolo. Cum să fii 100% acolo dacă filmezi 52 de zile în continuu, tocmai în Madagascar, pe o căldură de 38 de grade? Nu înțelegi? Nu se putea. Și am clacat, în sensul în care, la un moment dat, am zis, ok, nu trebuie să mă mai implic ca la teatru, ca la filmări, pentru că o să nebunesc. Da, dar uite, colegii tăi erau tot din zona. Era Paul Ipate, ai prezentat cu Paul Ipate, la Forboer, da. Deci... În general, noi, actorii, nu prea ne simțim bine când, dacă ai observat și în interviuri, și în postura asta de prezentator. Sunt câțiva care se simt foarte bine. Pavel Bartoș e de acolo, da? Exact. Dar foarte mulți o să vezi că au o problemă. Cum au și prezentatorii când sunt luați în filme, se întorc și se uită direct în cameră. Exact, cum, da. Cum nu trebuie. Cum nu trebuie, da. Dar uite că partea aceea de prezentare TV îți asigură o notorietate. Adică, evident, audiența unei emisiuni e mai mare decât audiența unei producții de cinema, din sala de cinema. Depinde. E mai mare, dar depinde unde ajunge și la cine ajunge. Pentru că dacă te văd doar niște băieți dintr-un sat care te văd și aia cu berea în mână, înțelegi, și aia se contorizează la persoanele care te văd, nu știu dacă contează atât de mult precum te-ar aprecia oamenii pasionați de cinema sau oamenii care vin la cinema să vadă film într-un alt context decât acasă, pe un ecran mic. O experiență. Cinemaul rămâne o experiență.
Evident. Te-ai gândit că și la un nou proiect TV, tu în ultimul tău proiect pe TV ai fost concurent, n-ai fost... Nu, am fost prezentator în ultimele. În ultimele, da. Da. E, nu te-ai gândit că, uite, haide totuși să fac în paralel și totuși și ceva TV? Ba da, mă gândesc să fac TV doar sub forma regizorului care propune un serial de televiziune. Sau da. Producătorul și regizorul și scenaristul. Și să vorbim despre asta, dar zice omul, ce, ai mă, lumea te știe că te identifică. Bine, o să și apară acolo dacă e nevoie, dar nu poți să faci treaba asta foarte mult. Adică dacă ești în spatele camerelor, e bine să fii acolo, pentru că nu poți fi și în față și în spate, nu ai un ochi din exterior. Ce vreau să spun este că mă feresc în momentul ăsta să mai fac lucruri pe care nu sunt stăpân. Eu nu sunt stăpân sau nu m-am simțit confortabil în postura asta de prezentator și nu vreau. Vreau să fac ce știu, ce mă pricep, ce am învățat. Da, uite, vorbeai de seriale. Da. Tu ce ai prefera, ca un serial de-al tău să fie... Apropo, m-am întâlnit pe stradă când veneam în coace cu Mimi Brănescu și ți-a transmis salutări. A, mulțumesc. Da. A fost interviul cu el, la fel, a fost o plăcere. Da, a fost, da, da. Chiar... M-am întâlnit că stăm în aceeași zonă acolo, în munce, da. Să-i transmiți și înapoi. Dacă mă mai întâlnesc cu Uite, vorbim de seriale. Tu ai avut niște proiecte și o să vorbim despre ele, dar înainte de a vorbi despre acele despre proiecte, întrebarea mea este, tu ce ai preferat ca serialul tău să se vadă acum, pe Netflix sau pe un post TV? Îți dai seama că răspunsul este pe Netflix, pentru că suntem la vârsta și suntem consumatori de Netflix, pentru că vrei să ajungi acasă și să vezi ce vrei tu în momentul ăla. Dar dacă o să gândesc puțin mai matur, îmi dau seama că e important să fii și pe TV în perioada asta în care Pro TV-ul, pentru că noi dacă vorbim de serial, se pare că ne reducem la un singur post. Și de ce spun asta? Pentru că un serial, așa cum îl văd eu în momentul ăsta, nu își are locul pe alt post, pentru că costă mult, odată, iar posturile mici nu și-l permit, iar Pro TV-ul e cel mai potrivit pentru că are un public format pentru seriale deja. Tu ai avut un proiect, Cursa de Șoareci. Da. Eu l-am văzut, episodul pilot. E interesant, e altfel de serial. E un serial, așa, ca să spoilerim puțin, cu foarte multe trimiteri subtile în viața de zi cu zi, inclusiv, dacă vreți... Personaje reale... Care sunt doar întâmplători reale. Exact, foarte bine inserate acolo. Ei, cu acest pilot, Cursa de Șoareci, da? Te-ai dus către posturile TV sau M-am dus către posturile TV. Toată lumea are păreri foarte bune. Am și nimerit în momente proaste. Adică am nimerit exact când Stella, de la voi am aflat de fapt vestea proastă, că acum am dau seama. Am piciuit prima dată, a văzut Stella pilotul, a zis: "Da, ok, ne place." Stella fiind Stella, directoare la Pro TV, directoare la de programe la Pro TV, din Cehia, am impresia. Din Grecia, parcă era. Nu, s-a dus în Grecia. S-a dus în Grecia, da. Dar parcă așa era. Da, contează, okay, mai puțin, o contează mai puțin. Ideea este că mi-a spus: suntem ok, ne place, hai să vedem ce se întâmplă în următoarele 12 episoade, să vedem povestea. Și m-am apucat să scriu. Am scris arcul, plotul, să zic așa, pe 12 episoade și la un moment dat mă trezesc într-o dimineață și văd pe pagina de media: Stella a plecat la Greci, la Antena Grup. Eu prima dată am crezut că e Antena 1, zic că, hopa, Antena Grup asta e în Grecia, da, a plecat, păi și eu ce fac? Și în felul ăsta am luat-o de la capăt cu piciuitul, pentru că a venit altcineva, șef la Pro TV, după care a venit pandemia, după care s-au întâmplat tot felul de lucruri și uite că am scos filmul ăsta, înaintea unui proiect pe care eu l-am făcut în 2018. Și mă gândesc că acum oamenii poate se îndoiau în urma acelui pilot dacă eu am maturitatea să duc la capăt un proiect atât de consistent și de greu precum se preta
proiectul respectiv. Acum poate că se vor uita la acest film, poate că acest film va ajunge și după TIFF și după cinematograf, va ajunge și pe un post TV sau poate pe Netflix sau nu știu, și poate voi căpăta mai multă încredere, că despre asta e vorba. Când îi pui în brațe unui om un buget, trebuie să fii conștient că omul respectiv poate să facă cu bugetul respectiv ce promite. Iar eu poate că la momentul respectiv eram doar un prezentator TV, un actor care a jucat cândva în telenovele și s-a apucat de regie. Și poate că n-aveam destul de multă încredere. Nu căpătasem destul de multă încredere de la celălalt. Ei, da, acel serial, să zicem, ce ar avea comparativ cu... Uite, dau două nume de acum întâmplătoare. Las Fierbinți, care este reperul pe comedie, da. Și Umbre, care este un serial foarte bun pe acțiune. Dacă e o comparație care mă flatează, zi-mă. Mai ales vorbind despre bugetele de la HBO, una, odată. Și doi la mână, având în vedere că Mimi Brănescu și împreună cu producția de la Las Fierbinți au făcut un lucru... care, uite, durează de 10 ani. Știi că până la un moment poți să demonstrezi științific absolut totul, dar de la un moment dat încolo, de la un punct încolo, nu mai poți să demonstrezi științific de ce a funcționat un lucru și de ce n-a funcționat alt lucru. Ei, Las Fierbinți este o dovadă că o rețetă unică în lume, creată de niște oameni de la noi, au reușit să țină pe post un serial atâta vreme. Lucru care ne ajută pe toți, pentru că mă ajută inclusiv pe mine, pentru că eu am spectacole de teatru și mă duc în țară cu actori pe care lumea îi știe de acolo. Ei, acum să comparăm pilotul pe care l-am făcut eu cu ce e acolo, e puțin... în primul rând, Las Fierbinți e un serial de comedie, iar ce vreau eu să fac țintește mai mult o cheie realistă. Ai văzut pilotul și ai văzut că personajele mele tind să fie unul la unul cu realitatea. Adică nu parodiază. Încearcă să fie unul la unul cu realitatea. Există un personaj care în sistemul nostru internațional se numește The Dork, adică prostovanu, care pus undeva, unde lucrurile trebuie să meargă strună, poftim, el încurcă lucrurile. Înțelegi? Și acel The Dork este un personaj cheie folosit de scenariști peste tot. O să-l recunoști dacă îl ții minte în toate filmele serioase. Adică faci un film serios, te duci cu acțiunea pe adevăr mai departe și da, pui un prost lângă tine, un prostovan care atunci când îl pui să pornească mașina să vină de aici până acolo, el uită. Înțelegi? Din cauza asta se încurcă tot ce s-a programat luni de zile înainte. În afară de acest personaj care este partea comică, serialul meu sau pilotul deocamdată tinde să aducă, așa cum aduce un ziar de investigații în fața oamenilor, lucruri care se întâmplă și care sunt incriminatoare, dar le aduce sub formă de ficțiune. Există un serial în Croația, se cheamă The Paper, e vorba despre niște jurnaliști, este singurul serial croat pe care îl găsești pe Netflix și acolo o să vezi că sunt niște jurnaliști care se luptă cu sistemul să dea sau să nu dea știrea. Știi? La două noaptea dau foc la tot ce au tipărit, cred că știi mai bine despre ce e vorba, da. Ei, asta am vrut eu să fac, să aduc o puțin adevăr. Dar acum te întreb pe tine, tu ai văzut pilotul. Ce ți s-a părut ție că este și n-ai văzut până acum în alte seriale, în pilotul ăsta? El acum, uite, eu nu sunt critic de film, dar îi pare mai realist decât alte seriale. Adică, bine, poate că eu ca jurnalist sunt ancorat în realitate și identific rapid legăturile personajelor respective cu realitatea. Asta ar fi, dacă vrei, diferența. Că exact cum spuneai, nu e neapărat o parodie. Eu recunosc elemente din
actualitatea imediată, inclusiv dacă vreți un spoiler cu ce s-a întâmplat în ultimele zile cu eliberarea după câțiva ani a lui Liviu Dragnea, de exemplu, dar atât vă spun, poate o să vedeți, poate apare serialul și o să vedeți. Da, dar sunt multe alte lucruri, neapărat în politicienii pe care noi îi știm direct sau așa, dar în clasa politică sau nici măcar în clasa politică, că nu e vorba doar de politicieni, ai văzut că sunt personaje de la traficanți de droguri până la polițiști, afaceriști, așa, specifici sud-estului Europei. Exact. Ne caracterizează cumva zona asta, Bulgaria, România, Ungaria, Croația, e cam la fel se face treaba, știi? Sunt acolo cu poziționări interesante, adică persoane care ajung la un anumit statut și care se poziționează diferit față de cel cu care vorbește în funcție de legătura dintre ei, adică e un personaj care șterge pe jos cu Paul Ipate, de exemplu, dar în momentul în care apare prietenul lui legat printr-un interlop de cineva, are o cu tot o altă poziționare. Și, mă rog, lucruri pe care le vedeți. Absolut tot ce există e un scenariu de ficțiune bazat pe ce se întâmplă în Europa de Est. Și eu te întreb acum, că întrebarea vine apropo de poziționare. Cât te-au luat în serios cei din echipă? Tu ai lucrat acolo cu actori profesioniști care știau cine e Strunilă. Problema... Strunilă este cel pe care l-am văzut în serialele respective, să zicem. Dar n-am mai fost regizor până acum. Ba da, nu. Ce îți scapă ție este că eu în 2011, după ce am picat în cap, m-am repliat pe zona de teatru și acolo am început să lucrez cu actori de teatru, inclusiv cu Carmen Tănase, am luat-o și a jucat la mine într-un spectacol și deja eu aveam câțiva ani de când băteam țara în lung și în lat cu spectacole de teatru regizate și scrise de mine, deci încrederea o căpătasem cumva de acolo. Ba mai mult decât atât, eu n-am făcut regie de lungmetraj sau de pilot, dar am făcut niște scurtmetraje, am mai lucrat în zona asta de film, am mai scris pentru Tanti Florica sezonul 2, am mai scris Fetele lui Domn Profesor la Canal D, adică începusem de prin 2008-2009 să lucrez la noul meu statut. Gândește-te că din 2009 până în 2018 au trecut 9 ani, nu? 9 ani sunt, în care eu am muncit la schimbarea statutului meu. Și știi de unde vine toată chestia asta? Uite, o să spun un lucru pe care cred că nu și-l imaginează și nu cred că poate să creadă că eu mă gândesc la asta. E vorba de Andrei Boncea. Andrei Boncea mi-a spus un lucru care mi-a rămas în cap și care m-a făcut să mă schimb și eu am înțeles acel lucru peste vreo 2 ani. Mi-a spus, asumă-ți. Știi să faci ceva, da? Știi să ai idei, da? Asumă-ți. Și zic, ce înseamnă asumă? Urcă pe scenă și fă chestia aia. Oricât de prost ar ieși, oricât de mare ar fi rușinea că nu ți-a ieșit, urcă și fă chestia aia dacă ai, cum se cheamă, știi? Cojones. Și am stat, am zis prima dată că e o simplă vorbă, dar stând și dormind cu aceste cuvinte în cap, într-un an, doi de zile, în vreo 2 ani am înțeles ce vrea să spună. Și din momentul ăla mi-am dat rol principal mie în filmul meu. Și atunci, în piesa mea de teatru, în spectacolul meu, cu teatrul meu. Și am și creat un teatru, se cheamă Teatrul Mephisto. Am creat o casă de producție care a produs acum împreună cu Ștefan de Hilerin, cu Black Maria Film, se cheamă Card Studio. Și o să creez și eu o rețea de distribuție, se cheamă Versatile Distribution. Și gata. Și rețea asta de distribuție care să asigure ce? Vedem. Să asigure distribuția filmului în cinematografele pe care nu le acoperă mari distribuitori. Adică să pot să mă duc cu filmul la Dorohoi, de exemplu, la mine, în oraș natal și să mă duc cu filmul prin rețeaua mea de distribuție. Nu o să mă apuc acum să vând la nivel de mall-uri printr-o casă de distribuție pe care mi-o asum eu acum, ieri. Dar știi tu, în mall-uri merge lumea la filmul. Păi da, dar nu. În mall-uri se va ocupa un distribuitor care cu experiență și care face asta. Înțelegi? Pentru că acolo e un competitiv, acolo se programează într-un anumit fel filmul. O să intre acest film în cinematograf din toamnă și sunt convins că va face o figură frumoasă, cum spun fotbaliștii. De ce?
pentru că este un subiect pe placul tuturor, adică de la adolescenți până la oameni cu familie. Și pentru că am și niște actori foarte buni în filmul chiar ăsta. Chiar să spunem câțiva dintre ei. Păi să-i spunem pe toți. Ada Galeș, mă uit aici, Anca Dumitra, o știți din La Servinț, mulțumesc frumos La Servinț încă o dată, Mimi Brănescu, Buliga, Leonid Doni, Andreea Grămoșteanu, iar vine din televiziune foarte mulți ani în spate, Alexandru Conovaru, Gabi Răuță, Adrian Ștefan, și am fi uitat pe cineva, și Katia Maria Tănase, care este fetița care joacă adolescenta de 17 ani. Uite, Virginia Rogin, special guest. Uite, spuneai că de ce ți-a spus ție Andrei Boncea. În ce perioadă venea ce ți-a spus? Venea în perioada el aceea de nu, gol nu, nu. Pe care ai trecut-o? Andrei, e ciudat că eu n-am mai vorbit de foarte mult timp despre el, cu el, pentru că pur și simplu la un moment dat, după ce am avut acel gol, eu n-am mai putut să scriu vreo 2 ani, am fost debusolat total și m-am îndepărtat de oamenii care mi-au fost cumva aproape și m-au încurajat. El mi-a dat foarte mult în anii 2006, 2007, 2008, 2009, mi-a dat să citesc, să mă documentez, încurajat de el, cumva am făcut și masterul ăsta la scenaristică. Poate nu-și dă seama cât a făcut pentru mine. Și nu știu de ce spun asta acum. Chiar uite, nu știu de ce am adus în discuție Andrei Boncea. Nu caut să fiu sunat de producători, nu mai, gata, sunt producător de azi, nu mai vreau să primesc telefoane de la producători. Ba din contră, o să încep să sun eu scenariștii voștri. O spun cu drag, pentru că Andrei m-a încurajat, mi-a dat să citesc, iar după ce am scris Tantiflorica, după ce s-a întâmplat schisma cu Adrian Sârbu și a plecat de la ProTV și după ce s-au rupt toate și nu mai știam eu pe ce planetă sunt, învățat fiind din anul 3 de facultate să fiu la ProTV și să am în continuu de lucru, am picat drept în cap. Și după Tantiflorica, unde am scris, eu n-am mai făcut chestia asta, m-am dus în teatru și m-am apucat să fac acolo lucruri. De asta m-am îndepărtat cam de televiziune, de toată lumea din televiziune, și am reapărut datorită Monei Segal, care m-a luat la MasterChef Celebrities. Dar deja era noul ProTV. Și atunci a început revenirea. A început revenirea cumva, cred că 2 ani au fost, 2011-2013, îmi scapă puțin. Dar atunci ce te-a șocat cel mai tare? Adică ce te-a adâncit cel mai tare? Păi hai să spun ce. Ești un actor, te sprijin doar pe niște telefoane pe care le primești și nimic nu e sub controlul tău. Adică totul este să te porți frumos și să fii sunat. Tu jucai mult atunci. Jucam mult, am jucat 1050 de episoade în toată viața mea, adunate de pe la toate posturile, iar dintr-o dată s-a tăiat maioneza la toată lumea, nu numai la mine, pentru că eu am jucat în toate. Când s-au întrerupt serialele la ProTV și când nu s-au mai făcut, practic atunci am... Dar pe tine de ce te-a afectat atât de tare? Păi pentru că eu nu am făcut ca ceilalți actori să-mi văd și de teatru și de alte proiecte paralele, pentru că am jucat cel puțin în Inimă de Țigan 4 ani de luni până vineri. Eram la filmare, eu nu aveam timp să fac altceva și atunci fiind singurul meu proiect ăla, când am picat în nimic, eu nu aveam o plasă de siguranță cum aveau ceilalți actori care s-au întors la teatru. Nu spun ceilalți, că eu spun jumătate dintre ei au pățit ca mine. Nu s-a mediatizat atât de mult sau mulți încă sunt acolo sau mulți s-au repliat. Am colegi care au jucat în seriale, care au fost celebri, care au dat autografe și care acum lucrează la o companie de telefonie mobilă, vând cartele și lucruri de genul ăsta. Există și asta, din păcate. Da? Și... da. Că, practic, da, atunci era și mirajul acesta, erai vedete, nu? Da, dar erai ca ursulețul ăla de la băutura aia de la televizor, știi? Ursul polar care bea băutura neagră. Nu știu dacă aveți voi să vă fac degeaba reclamă. Erai și nu erai. Adică tu existai, lumea te adula, dar după aia când se terminau toate lucrurile astea, nu mai existai. Să spun o dată o întâmplare. Eram pe o scenă și dădeam autografe. Era un fel de întâlnire din asta cu fanii. Pe scena respectivă, la gard, erau toți, strigau să vină să pună mâna pe noi.
Și e bine, erau și niște vedete mai mari și eram și noi. Eu am coborât de pe scenă și am venit în spatele lor împreună cu un prieten și ne-am luat un suc la o tarabă din aia. Și oamenii care strigau la noi au venit și au zis, a, ăsta nu e ăla de acolo? Ba da, ăla e. Și au plecat. Adică noi eram interesanți că eram acolo, dar când eram între ei, nu mai eram. Eram și nu eram. Și uite, dacă vrei, putem face o paralelă cu influencerii de azi care ajung și aveai 19-20 de ani. Dacă nu, 22, eram, dar eram mai necop. Care la fel ajung la un nivel de notorietate, da, de celebritate, da. Și se poate prăbuși totul. Nu știu, nu pot să-mi dau cu părerea, pentru că ei au sub control la ei, reclamele vin direct la ei, adică cât de cât e sub control. Nu, da, la ce să nu fie stă... atenție? Adică, uite, că când te lovește o... Nu, e vorba de, într-adevăr, de proiecte pe care le iei și care te fac peste noapte cunoscut și care îți aduc și niște bani, pentru că la vremea respectivă, pentru un student în anul 3, eu câștigam și plăteam toate mesele de la toate restaurantele tuturor colegilor mei. Asta se poate afla în breaslă. Nu plătea niciunul, nimic, când veneam eu în oraș cu ei, pentru că erau colegii mei de la facultatea de teatru care stăteau la cămin. Cum să-i las să plătească? Și din cauza asta s-a schimbat puțin comportamentul meu. Am avut o viață, am cheltuit, nu mi-ajungeau banii de joi până joia viitoare, când luam următorii bani. Deși câștigam mult, da. Nu mi-ajungeau, pentru că nu înțelegeam că se va termina treaba asta. Până la un moment dat, când mi-am dat seama că o să se termine și chiar s-a terminat. Mi-am dat seama cu vreo 2 ani înainte, dar n-am avut ce face. Și nici n-am fost destul de matur ca să pun piciorul în prag. Dar cred că cel mai fericit sunt în momentul ăsta că am întâlnit niște oameni. L-am întâlnit pe Zoran Simulov, pentru că tocmai lăudai din pilotul respectiv imaginea și felul în care ai filmat. Zoran Simulov, care a făcut director de imagine atât la filmul ăsta cât și la pilot. L-am întâlnit pe Ștefan Hilerin, care a făcut partea de producție și cu care m-am certat, ne-am împăcat la film, știi cum e așa, dar spre sfârșit îmi dau seama că e un om cu care pot să fac multe lucruri. Am întâlnit oameni care s-au implicat, domnul Baltă, Florian Baltă, care a zis, da, mă interesează proiectul ăsta, vreau să vă ajut. Și cu Alex Baltă au venit alături de noi cu investiție, înțelegi? Și Roxana, Ana, agenție RAA, care, Luana, care m-au ajutat practic să adun, este un film privat. Aș spune independent, dar nu știu dacă e un film privat în sensul în care toți banii din acest film nu e niciun ban de la stat. Ca să înțelegeți, majoritatea filmelor, 90% și ceva, se fac cu bani de la stat în România, pentru că nu-ți permiți. Ăsta este un film făcut cu bani din aduși de mine ca producător și ca om care a învățat că trebuie să strângă bani, să-și vândă produs, să spună, uite, asta vreau să fac, am nevoie de atâtea sute de mii de euro. Dăm bani, că am nevoie. Și am făcut treaba asta și foarte atent, sfătuit de-a lungul timpului de Alexandru Harșani. Da, el a avut o... M-am sfătuit cu el. De fiecare dată când undeva nu înțelegeam niște lucruri, el a venit și mi-a pus întrebările care îmi trebuiau ca să-mi dau singur răspunsurile. Și mai departe a intrat și în producție alături de noi. Uite, că tot vorbeai la început de viața publică, privată, secretă. Puțin știu că, de fapt, hai să începem chiar puțin, dar vă rog că tu ai fost unul dintre pionierii unui domeniu care acum e în floare la noi, da? Stand-up comedy. Adică a venit Octavian Strână din Dorohoi și a fost printre primii oameni care au urcat la Cafe de Cola, da. Chișu cu Bobonete. Da, pe... da. Stăteam împreună pe vremea aia, Bobo stătea la mine. Exact, cum ai ajuns să știi cum am ajuns? A venit... Când se întâmplă? În ce an? În 2003, cred. Mm-hmm. Cred că în 2003, pentru că stand-up-ul eu țin minte. 2003 a fost anul de debut în România pentru stand-up. Cred 2003 sau 2004, nu mai știu. Atunci a fost Cafe de Oi, pentru că el a fost păi Dan nu, Chișu. Știi de ce? Nu a fost Dan Chișu. Stai o secundă, au fost împreună. Radu Gheorghe a venit din America, după ce a stat vreo 10 ani prin America, cu ideea asta.
stand-up comedy, ce e asta, ce e? Și a venit la Dan Chișu, care avea acea cafenea, Cafe Deco, la Teatrul Național, intrarea spre lăptăria lui Enache, și a fost foarte deschis. Și atunci acești doi oameni împreună au dat drumul acestui nou proiect. La început nimeni nu știa despre ce e vorba, pentru că erau niște oameni acolo, beau cafea și au fost întrebați, stați la stand-up? La ce să stăm? La stand-up stați? Ce e, doamnă, asta? Păi o să spună cineva pe scenă niște glume. Vreți să stați? Da, 10 lei sau 5 lei, nu mai știu. Și au zis, s-au stat așa oamenii ăia, s-au uitat, ei erau învățați, era pe trend atunci Doru Octavian Dumitru, cu căciuliță, cu băscuță, cu buzdugan. Păi nu, stand-up comedy atunci ne-a învățat, înseamnă, nu înseamnă costum, adică nu vii și te, ăla e one man show. Deci e un tip care nu contează cum ești îmbrăcat, contează ce spui și să ai gagurile foarte bine pregătite. Oamenii nu înțelegeau de ce suntem atât de... Da, cum a venit Dan Chișu la voi? La tine și la... Nu, a fost, cred că a fost un anunț. Ne-am prezentat la Deco, unde a început un fel de training din ăsta de câteva săptămâni, în care Radu Gheorghe ne învăța tot felul de lucruri. Cum ar fi, că să nu te ferești să spui obscenități pe scenă, pentru că asta e numai la noi în România, afară toți fac asta. Eu n-am putut niciodată. Tot felul de șmecherii pe care le-am și uitat și nici nu mă mai interesează, dar eu n-am putut să fac asta. Eu am făcut timp de un an de zile, după care am continuat, deci am făcut la Deco, după care am continuat la scena cu Radu Gheorghe. Ei s-au separat la un moment dat, Dan Chișu a făcut în continuare la Deco, Radu Gheorghe a plecat la scena. Ei, și după un an am zis, nu, eu nu mai pot să fac asta pentru că mor de inimă. Și pentru că în seara asta cu numărul ăsta aveai succes, iar săptămâna următoare cu același număr, alți oameni, era prost. Și am zis, bă, nu e ok. Nu e ok și nu vreau să fac asta. Adică eu chiar am renunțat în viață la multe lucruri care mi-aduceau poate bani pe moment, doar pentru că nu mă simțeam ok acolo. Uite cum nu m-am simțit mai târziu ca prezentator. Okay. Și am renunțat, am zis mulțumesc frumos, bine, nici nu am renunțat așa, la momentul respectiv am renunțat ca să fac seriale, deci cumva, poate că dacă n-avem serialul, poate că... Dar îți mai aduce aminte care a fost prima glumă pe care ai spus-o tu pe scenă? Sau nu știu, știu că aveam un număr bazat pe faptul că de la fizică noi am învățat că materialele se contractă și se dilată la temperaturi ridicate, da? Și am zis că sunt foarte mulți oameni care fac afaceri, cumpără apartamente iarna, 80 de metri pătrați, așteaptă să vină vara, apartamentele se dilată și le vând la 120 de metri pătrați vara. Ba mai mult, Ștefan cel Mare a câștigat războiul, nu că a fost el mare erou, ci pentru că ei au plecat din Turcia, unde era mult mai cald, și când au ajuns în Moldova, săbiile lor mari s-au contractat de la frig și s-au făcut niște săbiuțe mici, pe cai îi strângeau potcoavele, că șchiopătau toți și mulți nu au mai putut să-și scoată coifurile de pe cap, i-au strâns și au murit singuri. Deci armata turcă a murit de la sine, nu a făcut nimic Ștefan cel Mare, pur și simplu a stat. Temperatura l-a ajutat foarte mult. Era un număr bazat pe schimbările de temperatură care ne influențează viața foarte mult. Și asta era unul din numele tale, scrise de tine? Da, la stand-up, în general, majoritatea artiștilor, comedianților, își scriu glumele. Acum există și comedianți care urcă pe scenă cu glume scrise de alți oameni. Dar la vremea respectivă, da, trebuia să scrii. Dar nu scriam, le gândeam. Că scriam urât. Da, când stăteai tu cu bobonete în cap, nu mai spuneam, bă, bine, mă, da, nu te el fac făcea, asta, el își făcea cu pixul, scria, eu eram nebunit de miercuri, nu mai dormeam, zic, nu mai pot, ce zici, lasă-mă în pace, el era mai relaxat, el de aia a avut succes, a fost mai relaxat și mai pasionat decât mine pe zona asta, adică lui a plăcut asta, el când a găsit stand-up, el a zis, asta e pentru mine, eu asta trebuie să fac. A dat totul la o parte și a dedicat toată viața acestui gen și a învățat. Eu m-am dus în serial, am început să câștig bani, nu m-am mai interesat să mă duc să mă fac de râs pe la scenă. Plus că era puțină lume, nu era ca acum stand-up. Dar spuneai că niciodată tu n-ai putut să spui obscenități pe scenă. N-am putut, da. De ce? Din educație, poate, din cauza faptului că sunt eu cum sunt. N-am putut. Cu toate că acest gen... cere asta. Seinfeld, de exemplu, a fost unul dintre cei curați. El a revoluționat cumva stand-up-ul în lume nefolosindu-se de zona asta și făcând un stand-up curat pentru elită.
dar e mult de muncă, să spun, uite, vezi că mi-am repetat un număr de acum nu știu câți ani și mi-am creat singurele emoții negative din acest interviu. Nu mă simt bine să spun glume așa, hai, fă să râd cum ar fi, știi? Păi plus că sunt, mai e o chestie la partea la stand-up, ce nu mi-a plăcut, este că eu la teatru am un text, am o regie, am un personaj, urc pe scenă, oamenii în sală sunt oameni care au venit la teatru. La stand-up te duci în fața unor oameni care au băut deja jumătate de sticlă de vin spre a doua, acum a trec, sau a patra bere spre a cincea și stau așa relaxați din cauza faptului că, sau datorită faptului că au neuronii deja foarte relaxați și zic, mă, ia zi o glumă, hai, ia, fă-mă să râd. Și atunci eu cobor și nu mă mai urc pe scenă niciodată, cum am și făcut. Dar Bubonete n-a tras de tine? Hai mă, vină un coace. Nu, n-a tras, pentru că drumurile noastre în momentul ăla s-au despărțit. El s-a mutat de la mine, după care eu m-am dus în serial, am început să filmez constant, nu ne-am mai întâlnit o perioadă. Dar el a venit din zona și el în zona asta? Spre serial? Sau de ce n-a venit? Nu, păi nu, că eu m-am dus la casting cu o colegă de la facultate, spun povestea asta, iar o spun, pentru era un casting pentru fete și eu eram mahmur, stăteam pe hol și așteptam să termine castingul cu colega mea ca să mergem undeva să mâncăm o ciorbă de burtă, ceva, să ne revenim. Și iese cineva și spune, dar tu nu vrei să dai casting? Zic, păi cum să dau, nu-i pentru fete astăzi? A fost ieri pentru băieți și n-am găsit ce trebuie. Și dau și eu, mi-a dat un text, am citit până la jumate textul, că n-am apucat să termin, că m-a chemat înăuntru. Și regizorul din spatele camerei îmi dădea textul celuilalt personaj și eu dădeam textul meu. A fost foarte ușor pentru că era un băiat de cartier și după aia numai băieți răi am jucat vreo 7 ani de zile. Și am luat rolul. Colega mea n-a mai luat rolul și nici nu mai face meseria asta. Uite, vezi cum se da. Succes lucrurile. Și cât m-a convins, cât a tras de mine să vin cu ea la probă, când voiam, am zis, băi, du-te tu și ne vedem după aia. Da, cum invers, uite, când a început la Sfierbinți, îmi ți-a zis, Bubonete, bă, uite, adică... Nu, pentru că noi am fost cumva, s-a suprapus. La Sfierbinți a început când noi încă mai aveam ultimul an din Inimă de Țigan. Și era clar că nu se puteau împrumuta personaje din alt actor. Singur a fost Costi Diță, care juca și exact. La noi. Și a jucat și la ei. Dar eu eram deja o amprentă și o imagine prea puternică într-un personaj și acolo se voia un serial nou, unul la mână. Doi la mână era alegerea regizorului și a producătorului, care aveau poate o altă viziune, de ce să mă ia pe mine. Nu, asta... Dar ți-ar fi plăcut să fii acolo? Am jucat în două episoade sau ceva de genul ăsta. Nu știu dacă mi-ar fi plăcut sau nu. E clar că e vorba despre un serial de succes din care, iar să nu fim ipocriți, un actor își dorește să facă parte, dacă e actor, dacă își mai dorește să facă actorie. Dar... Având în vedere că eu nu mai doream să fac actorie de la o vreme încoace, nu mi-a mai dorit nici asta. Mai era și o problemă. Tu încă ai plecat din Dorohoi de când? În 2000. Din 2000. Tu încă ai accentul de acolo. Da, încă, aici, la da. Sfierbinți e câmpia... Nu e, că și la Inimă de Țiganie, depinde. Te mai joci cu chestiile astea. Acum, în civilie și... având în vedere că stau în spatele camerei și îmi doresc mult să stau în spatele camerei, sunt mai neglijent așa cu zona asta, da. Ia, uite, apropo tot de stand-up, acum când vezi cât că e la modă, te gândești că poate ar fi trebuit firea să fie... M-am uitat la Robbie Williams într-o seară și m-am uitat cât de bun era, dar după aia imediat m-am suprimat orice gând, pentru că nu... Nu e pentru mine, nu sunt capabil să fac asta. Sunt puțin mai slab decât de tărie, de caracter, să-ți învingi emoțiile în situații ca cele de la stand-up. Emoția de la stand-up e total diferită față de emoția de la teatru. Păi, nu ești pe scenă, ai publicul care plânge. La teatru n-am nicio problemă, la filmări nu am nicio problemă. La stand-up e cumplit, dar dacă îi vedeți, o să-i vedeți și pe ea în interviurile. Sunt foarte multe pe Netflix, stand-up-uri mari, ai văzut cum își fac cruci înainte să intre în scenă, se roagă. E ca la campionatul mondial. Când sare ăla la inele sau la bârnă, știi, cam așa e. Nu mai vreau stand-up.
Dar tu râzi la stand-up-ul de acum? La cine râzi? Recunosc că nu mă uit. Tocmai din cauza asta, ca să nu cumva să-mi dea vreo idee. Recunosc că nu mă uit. Ce idee poate să-ți dea? Să nu mă tenteze, să nu cred că pot să fac și după aia iar să mă urc să-mi o iau, pentru că am mai avut o revenire după un an când m-am lăsat, am crezut că pot să fac, m-am urcat și mi-am luat-o rău de tot, adică țin minte, a fost prost și atunci am jurat, atunci a venit și prima dată iubita mea să mă vadă și a fost atât de prost și mi-a fost așa de rușine și am zis nu mai fac asta în viața mea și acum iar să-mi vină vreo idee, nu. Râd la micuțul, în schimb, râd la micuțul. La micuțul n-am cum să nu râd pentru că mi-apare pe feed, nu știu cum, pe wall și în câteva secunde el apucă să vorbească, știi? Și prind o glumă, două și mai rămân acolo câteodată. Uite că ne apropiem de final. Că tot ziceam, viața publică, privată, secretă. Care este lucrul pe care lumea nu știe despre tine, dar ai ține cu tot din adinsul să-l știe mai mult despre Octavian Strunila? Că vreau să-mi dedic toată viața cinematografului, filmului de autor, că vreau să-mi dedic tot viitorul meu proiectelor de autor. Adică aș spune nu și spun nu acum din start, de exemplu dacă ar veni un producător de la un serial care rulează acum pe post și ar spune uite, fă regie la serialul ăsta împreună cu alt regizor. Nu m-aș băga în așa ceva, că știu ce înseamnă. Trebuie să îndeplinești niște lucruri, adică să duci la bun sfârșit niște ca într-o corporație, știi? Astăzi trebuie să faci 8 scene. Și dacă te dedici acestei zone, întrebarea mea ar fi, din ce câștigi? Eu am un teatru care face turnee, care produce spectacole. Teatrul Mephisto a avut de curând, săptămâna trecută, un turneu cu 10 orașe. Adică noi mergem și jucăm prin întreaga țară. La Timișoara, de exemplu, unde este un public fabulos, am avut 400 de oameni în condiții de 70%. 400 de oameni și biletele la noi la teatru sunt ok. Eu am o problemă cu filmul, că la film și că sunt 22 de lei costă un bilet. Ei, eu la teatru vând cu 90 de lei biletul. 80 de lei biletul, pentru că noi ne deplasăm acolo și chiar mergem pentru oamenii ăia și suntem acolo, jucăm în fața lor. Dar cum vinzi filmul cu 22 de lei? Cum îți scoți bani? Și mai sunt și filme care rulează cu 2-3 oameni în sală, știi? Și costă sala? Nu. Asta o să se ocupe altcineva de chestia asta. Octavian Strunila, pe final, uite, încearcă să faci un mic spot publicitar pentru filmul tău. Uite, veniți și vedeți filmul când el o să aibă premiera la TIFF. Da? Premiera, avant-premiera sau o proiecție specială în cadrul TIFF pe 24 și pe 25 iulie în Piața Mare, în Piața Unirii și după aia la Florești pe 25. Dar din toamnă trebuie să vină la cinematograf, în primul rând, ca să încurajeze filmul de comedie românesc, pentru că în ciuda faptului că noi mergem la festival, este o comedie, o să se râdă la filmul ăsta. Unul la mână, cei care vor cu adevărat să vadă filme românești trebuie să înțeleagă că trebuie să meargă la film, nu să le mai fure. Trebuie să înțeleagă că oamenii care fură filme de pe net sunt la fel de rușini, ar trebui să le fie rușini în fața copiilor pe care îi învață să facă asta, cum ar fura de la chioșcul de jos o pâine sau mai mult decât atât pâinea mea sau pâinea tuturor artiștilor care sunt aici. Nu mai furați filme de pe net, veniți la cinematograf dacă vreți să mai avem cinematograf în viitorii ani, dacă vreți să existe în orașul vostru cinematograf. Și trei la mână, ăsta este cu adevărat un film de cartea recordurilor. Este un film care s-a făcut în peste 20 de țări, nu degeaba s-a făcut în peste 20 de țări, s-a făcut pentru că se râde și se pun probleme existențiale majore. Octavian, mulțumim mult pentru prezența în studio. N-am apucat să vorbim foarte multe, să știi. Serios, mai erau? Ce nu? Chiar, uite. O grămadă uite, mai erau. Fii atent, facem acum, când trebuia să pun punct, îi mai las câteva minute ce n-am vorbit și am fi putut vorbi. Păi ce am vorbit înainte de emisiune. Da, cred că am vorbit destule, cred că
n-am supărat pe nimeni, cred că am mulțumit. Nu a fost scopul nostru nici să supărăm, dar nici să mulțumim. Noi am vorbit mult înainte despre actorii de la noi, despre modul în care se joacă în producțiile românești. Ce simți că ar fi trebuit, mai fi trebuit punctat? Uite, pac, întrebare. Ar fi trebuit punctat un lucru, că actorii de la mine din filmul ăsta au făcut niște roluri minunate și cu siguranță eu cred că la anul vor fi luați destul de în serios la premii. Actorii, nu eu. Actorii. Sunt foarte buni. Noi te mai așteptăm în studio, pentru că și nouă ne plac poveștile. Întotdeauna ne-au plăcut și poate după ce o să apară filmul în piața publică, să spun așa, vom mai avea discuții. Oricum sunt multe, multe povești, într-adevăr. Dacă le luăm pe toate pe rând, cred că 3 ore ar dura interviu. Da, da. Dar asta înseamnă că te vom mai aștepta la interviu aici să povestim, da, și acum merge pentru că are de lucru tot la trebuie să predăm în seara asta filmul pentru TIFF, adică să facem fișierul, să-l trimitem, trebuie să verific ultima variantă de sunet. Chainsaw Europe Studio, niște oameni care m-au ajutat până la capăt, până în pânzele albe. Încă o dată mulțumim, Octavian Strunină, și vouă vă mulțumim că ați dat share. Dacă n-ați dat share, dați acum, uite, a treia oară, cred că, când o spun în acest interviu, deși câteodată uit să o spun. A fost Octavian Strunină în studioul Pagina de Media. El semnează, hai să luăm mucată pe rând. Complet necunoscuți pe Facebook, da, complet necunoscuți filmul, da, regie, adaptare, scenariu, pentru că așa, și producție. Împreună cu Ilenica apariția. Și o mică apariție. Ca să-și pună rol cameo. Să știe că a fost pe acolo. Încă o dată mulțumim. Eu sunt Petrișor Obaie, pagina de media.ro. Sper că v-a plăcut acest interviu. Mie mi-a plăcut că, așa cum îi spuneam și lui, îmi plac poveștile. Până la următoarea ediție a interviurilor noastre, numai bine. La revedere.